Am vrea să ne ridicăm în picioare, să citesc câteva cuvinte din Cartea Împăraților. Fratele Luigi, cu mesajul care l-a avut, m-a influențat să citesc acest pasaj. 2 Împărați, capitolul 4, de la versetul 1. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei, robul tău, bărbatul meu a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis, ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis, du-te de cere vase goale de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei îi apropiau vasele și i-a turnat din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său, mai dăm un vas. Dar el a răspuns, nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis, du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce vei rămâne vei trăi tu și fiii tăi, amin. Amin. Se pot ocupa locurile. Un episod din viața poporului lui Israel, fiind vorba aici de o femeie care a rămas văduvă cu doi copii. Ea a ajuns într-un moment critic, limită, și-a apelat la omul lui Dumnezeu. De aici aș vrea câteva gânduri, mai întâi principii, dacă vreți, câteva principii. Primul principiu, că Domnul încearcă și pe cel neprihănit. Și cel neprihănit este încercat. Așa spune Biblia, Domnul încearcă pe cel neprihănit. Îi încearcă statornicia, îi încearcă credința, că în general când e încercat un om, e încercată credința lui. Este verificată, probată. De aceea avem ca exemplu pe această femeie, a trecut printr-un moment critic, încercată. Un al doilea rând, un al doilea lucru, un al doilea principiu, datoria trebuie plătită. Nu știu care a fost motivul pentru care a mers la Elisei. Eu m-am gândit la un moment dat, probabil s-a gândit că Elisei avea influență foarte mare, cunoscut, ca un proroc al lui Dumnezeu, ca un om al lui Dumnezeu și să pună o vorbă pentru ea la cel care era datoare, să fie scutită, iertată. Dar Dumnezeu spune altceva, spune în Psalmul 37, cel rău ia cu împrumut și nu mai dă înapoi, dar cel neprienit este milos și dă. Deci e foarte important să nu uităm, ăsta e un principiu, dacă această văduvă nu a fost scutită de datorie. Domnul are rezolvări păstrate pentru ai lui în toate momentele prin care noi trecem. Datoria trebuie plătită. Un al treilea principiu pe care vreau să-l menționez este relația bună, e uimitoare, cu cei din jur. Un om al lui Dumnezeu întotdeauna trebuie să aibă o relație bună. Cine spune că are relație bună cu Dumnezeu pe verticală și nu are pe orizontală, cu cei din jur nu e în ordine. Relație bună cu Domnul, apoi relație bună în familie, cu cei polarizați în jurul tău, cu cei apropiați, și apoi relație bună în biserică, în casa Domnului. Noi trebuie să avem o relație bună, să nu cumva să ne prindă momentul acela al încercării, care vine peste orice familie, peste orice ființă, într-un moment în care nu suntem într-o relație bună și nu e în ordine viața noastră. Biblia spune că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț, că toate se vor contabiliza, se vor răsfoi toate datoriile. De aia spune Biblia, datoria trebuie plătită. Cui datorați să plătim? Iar în ultimă instanță, acolo, în versetul 8 din Cartea Romanilor spune, să nu datorați nimănui nimic. Păi ce înseamnă asta? Asta înseamnă că oricând m-ar cerceta Dumnezeu, m-ar încerca, m-ar verifica, m-ar proba, să nu fiu găsit ca un datornic, să fiu la zi cu datoriile, cu tot ceea ce am. Și aici nu-i vorba, sigur, numai de o datorie financiară. E vorba, sigur, și de o stare, de un sentiment, de un resentiment care trebuie rezolvat. Să nu fie lăsat să se cicatrizeze, că timpul rezolvă problema. Timpul nu rezolvă problema, eu trebuie să o rezolv. Apoi un alt principiu, un al patrulea, este unde lemnul curge, cât timp sunt vase goale, atâta curge unde lemnul.
Vasele trebuie să fie goale, vasele trebuie să fie curate, vasele trebuie să fie apropiate, vasele trebuie să fie deschise, vasele trebuie să fie umplute. Paharul meu este plin de dă peste el, să nu mai încapă altceva în vas. Foarte important. Deci unde lemnul curge, cât timp sunt vase goale, vase deschise pentru Domnul. Aici când era menționat ceva despre biserică, vedeți dumneavoastră, spune aici în Cartea Faptele Apostolilor, pentru că noi avem un model, modelul nostru este biserica primară, nu sunt bisericile din vremea noastră, niciuna nu a atins încă standardul acela. Auziți ce standard era atunci? Nu că atunci n-or fost după aceea, au fost și probleme. Dar cel puțin în contextul acesta, în capitolul 5, auziți ce spune aici în Faptele Apostolilor, versetul 12 și 13. Zice, prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orot, toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și acum atenție, și niciunul din ceilalți, îmi place mult această afirmație, niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, niciunul care nu era născut din nou, parafrazând, în contextul nostru, n-ar cuteza să se lipească. La ora actuală sunt mulți lipiți. Eu mă bucur că la dumneavoastră nu sunt, dar în multe locuri sunt. Și bine ar fi să fie nicăieri să nu fie din aceștia lipiți. Și atunci când standardul bisericii este ca și acolo, atunci și lucrările lui Dumnezeu vor curge de la sine. Noi de multe ori urmărim lucrările, dar nu urmărim standardul moral și spiritual pe care îl cere Domnul de la noi. Uneori îi imputăm lucrătorilor, dar unde sunt lucrătorii de odinioară? Dar unde este și biserica de odinioară? Ce standard înalt avea? Apoi un alt principiu, ascultarea până la capăt. Ce îmi place mult la această femeie, o ascultare, o veni la omul lui Dumnezeu, i-a spus ce trebuie să facă. Și apoi ea, după ce s-a rezolvat problema, s-a dus la vecini, a cerut vase goale, dar știa că ea e cu datorii și au avut îndrăzneală, relația era bună. Dar după ce s-au umplut vasele, au venit la omul lui Dumnezeu și au spus, uite, toate vasele s-au umplut, ce trebuie să fac? Ascultarea până la capăt, omul lui Dumnezeu îi spune, du-te, vinde unde lemnul, plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea vei trăi tu și copiii tăi. Și în ultimă instanță, un alt principiu și un ultim este că Domnul este cel ce binecuvintează ce ai, nu ceea ce nu ai. Du-te cu puterea pe care o ai. Sunt oameni care trăiesc în trecut, mereu, cu ce-o fost cândva, cu ani în urmă, și amintesc. Alții doar în viitor trăiesc și așteaptă cercetări deosebite. Vreau să spun, Domnul, și trece viața la unii, cu vise, cu de multe ori doar la nivelul gândurilor, imaginației. Domnul dorește astăzi să împlinesc voia Lui, astăzi să mă pun în slujba Lui. Astăzi să-L caut, astăzi să-I slujesc, să mă apropii de El. Ce frumos! Și apoi îi spune la această femeie, zice în continuare, du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, nu vase goale. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și copiii tăi. Foarte frumos! Toarnă din unde lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Du-te acasă, erau niște binecuvântări aici și m-am fost provocat de... Am zis să nu fie o altă temă, decât să continuăm în aceeași direcție. Du-te acasă și închide ușa după tine și copiii tăi, foarte important. Mă gândeam în această seară, printre altele, când vorbea fratele lui Ige aici, mă gândeam, există obiceiuri. Citiți numai Vechiul Testament, în Cartea Împăraților, a Cronicilor, sigur că știți, ați citit. Foarte mult Domnul condamnă, atenționează națiunea lui Israel. Nu cumva să se ia după obiceiurile neamurilor. Noi nu ne putem izola, să stăm sputnici undeva, izolați. Nu, nu asta vrea Domnul. Nu vrea să ne izolăm de lume, nu putem. Dar acolo unde suntem, așa să fim încât să nu vedem numai ceea ce trebuie. Să nu auzim decât ceea ce vrea Dumnezeu. Acolo trebuie să fie omul lui Dumnezeu. Asta înseamnă în așa manieră să-mi călăuzesc copilul, să investesc în el, încât atunci când va avea putere de discernere, sigur, el, că nu vom putea tot timpul să-i ținem lângă noi. Copiii vor pleca la un moment dat. Dar e nemaipomenit cât timp. Aici este abilitatea, înțelepciunea, investiția. Eu mereu îmi spun, investiția cea mai mare este familia. Cel mai mare capital la nivelul familiei sunt copiii.
Nu e alt capital mai mare, să știți. Pe acolo trebuie să focalizăm toată energia spirituală, tot ce putem, acolo să focalizăm, să învățăm. Du-te și închide ușa după tine și copiii tăi. Obiceiuri, după obiceiuri, știți ce urmează? Urmează în continuare încă un lucru foarte interesant, este consemnat aici în Cartea Împăraților, în capitolul 17, foarte frumos, împrumuturi. Nu se rezumă numai la obiceiuri. Dacă noi luăm obiceiurile, împrumutăm. Multe lucruri sunt împrumutate. Sigur, noi avem încă o dată un model pentru biserică. Când citim acolo în Psalmul 74 de bună oară, spune că semnele noastre nu le mai vedem, semnele. Dar sunt alte semne în bisericile locale, în multe locuri. Sunt semne pe care Domnul le-a lăsat și El vrea să fie o permanență în viața bisericii. Așa spune în Psalmul 74, acolo sunt niște versete foarte tari, dar sunt o realitate. Încă o dată să nu uităm, primul lucru obiceiuri, în al doilea lucru împrumuturi, dar în final, după cele două, nu se poate să nu vină și cel de-al treilea, amestec. O amestecătură, citeam acolo în Faptele 5, că niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, nu se puteau amesteca. Și atunci, sigur, Dumnezeu lucra într-un mod deosebit. Dumnezeu își arăta slava Lui și puterea Lui. Eu doresc pentru această biserică, Domnul să o binecuvinteze. Domnul să o întărească spiritual, o apropiere constantă de Domnul. Care e modalitatea? Cum putem? Se poate așa ceva, da? Categoric. Dacă nu s-ar putea, n-avea rost să fie scris pretenția lui Dumnezeu. Domnul vine în ajutorul nostru. El vede cât putem noi. De bună oară, Biblia spune așa, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Așa spune Biblia, spune Pavel. Dar Biblia mai continuă în contextul în care cineva nu vrea nici cum să accepte pacea. Nu vrea să accepte iertarea. Domnul vede că eu fac tot ce pot, întrucât atârnă de mine. Îmi fac partea și Biblia continuă și spune. Atunci când Domnului îi place calea cuiva, îi face prieten chiar și pe vrăjmași, auziți? Dar numai atunci când el și-a făcut partea și întrucât depinde de el, el face tot ce poate. Din punct de vedere spiritual, Domnul vede cât facem noi la nivelul familiilor noastre. Cât ne străduim, cât timp alocăm pentru copii, foarte important. Sigur, educația nu se face când e copilul mare. Atunci îi mai spui, te rogi pentru el. Atunci Biblia mai spune să nu tărâți la mânie când e mare. Devii dușmanul lui. Cât e mic, atunci se face educația. Cât e mic, atunci se poate disciplina, se poate, Biblia spune, ce-o crescut strâmb, nu se poate îndrepta. Un pomișor îl îndrepți cât este încă mic, încă de mic. Apropo de Samuel, Samuel de mic, de mic o crescut acolo, de mic sigur, spune că mama sa îi făcea o mantie, el o știu cine este, ca și Moise, mic, până l-a încercat și apoi l-a dus fiicei lui Faraon. Dar o știu cine este Moise, o cunoscut că el din ce popor se trage. Extraordinar! Ce mare binecuvântare pentru părintele care înțelege! Vreau în continuare câteva lucruri vis-a-vis de închide ușa după tine și copiii tăi. Închide ușa după tine și în copiii tăi, foarte important, să nu uităm fiecare dintre noi. Poate cineva va spune, pentru mine e prea târziu, nu-i prea târziu, sigur, să facem încă ce putem, ce putem. Copilul a crescut mai mare acum cu multă atenție, cu multă gingășie. Da, este adevărat ce spunea fratele Luigi, așa este. Părintele trebuie să fie părinte, copilul trebuie să știe ce să-și permită și ce nu cu tata, trebuie să respecte, să nu iasă din cuvânt. O educație adevărată este și atunci când copilul este mare, să nu acționeze arbitrar de capul lui. Orice acțiune, cât timp este în casa mamei și a tatălui și depinde de ei, în casa lor, sigur să îi informeze, să le spună, să le ceară părerea și să țină cont de ea. Asta este o familie binecuvântată. Era vorba aici, printre altele, încă de un lucru, autoritate. Știți cine are autoritate? Cel ce stă sub autoritate. Un bărbat, un cap de familie care stă sub autoritatea Domnului, el nu uită că deasupra lui altul mai mare este Domnul. Peste cei mici sunt alții mai mari și peste toți stăpânește și guvernează Dumnezeu. Peste cei mari sunt alții și mai mari.
Ce frumos când stai sub autoritate, o soție, o mamă care stă sub autoritatea soțului. Stă sub autoritatea soțului, va avea autoritate în dreptul copilului. Nu va aștepta să vină tata acasă să-l tragă la socoteală. Nu, ci ea va acționa, va avea autoritate. Ce frumos când aceste lucruri le înțelegem și le punem în practică. Trei gânduri aici. Primul gând, de ce să închidem ușa după noi și copiii noștri? În primul rând, pentru protecția copilului. Copilul trebuie să fie protejat. Noi să-i acordăm o protecție ca părinți. Cine să le acorde protecția? Dumnezeu, sigur, noi de multe ori auzim afirmația. Frate, dacă Domnul nu păzește, da? Domnul păzește acolo unde păzești și tu. Și unde tu îți faci partea și eu îmi fac partea mea. Domnul vede cât în timp pot face partea, mi-am făcut-o și acum nu mai pot. O ieși de... pleacă copilul, este mai mare, într-o parte, în alta. Ei, și acolo păzește Domnul. Și acolo Domnul ocrotește. De eu trebuie să fac pentru protecție, foarte important. Să-i păzim, să-i păzim de prietenii. Cine își face mulți prieteni, face spre nenorocirea lor. Dar mă întreb, oare care e prietenul ăla din Proverbe, din 27? Spune acolo, printre altele, rănile pricinuite de un prieten dovedesc credincioșia lui. Părintele rămâne părinte, dar în același timp cel mai apropiat de copil. Rănile dovedite de părinți, părinții fac răni uneori, doare, dar dovedesc credincioșia. Păi cine îl iubește pe copil mai mult decât tata și mama? Deasupra noastră este Dumnezeu, care știți că Domnul își oferă prietenia lui. Zice, voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu, dacă faceți. Sunteți prietenii mei. Păi Domnul, de multe ori, Biblia spune că orice pedeapsă pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă, celor ce au trecut prin școală, ei aduce roada dădătoare de pace. Aduce bucurie, te bucuri uitându-te retrospectiv în urmă. Noi trebuie să fim foarte atenți. Ușa trebuie închisă. Noi trebuie să fim ochi și urechi la prieteniile, la legăturile, la vorbele copiilor. Vorbele. Ce vorbe sunt acestea între voi? Așa spunea Domnul celor doi spre Emaus. Un părinte adevărat, el tot timpul trebuie să fie atent la vocabularul copilului. Ce vocabular are? Noi uneori poate, uite ce copil grozav am, poate suntem și bucuroși, uite ce inteligent este. Trebuie foarte multă atenție. Ce frumos când copilul are un vocabular biblic curat. Biblia spune, în ultimă instanță, omul va da socoteală de orice vorbă nefolositoare pe care o va scoate din gură. De orice cuvânt nefolositor, nu-i vorba de cuvinte numai porcoase, de un vocabular care e mizerabil, așa cum îl au mulți, nu. Vorbe și nefolositoare. De aceea întotdeauna protecție, protecție în dreptul copilului, protecție la ce să uită copilul. Așa se spune aici, foarte adevărat. Zice aici, vis-a-vis de această idee. Uitați ce spune în capitolul 14 din Ezechiel. Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idoli în inimă, își pironesc privirile spre ceea ce a făcut să cadă în nelegiuirea lor. Își pironesc privirile. Și apoi zice, vin la mine să mă întrebe, care e voia Domnului cu privire la mine? Știți că, zice, le-am dat și porunci care nu erau bune și legi care nu erau drepte. Știți că pe un om care e pe o cale greșită și nu-i sincer și curat, Domnul lasă într-o direcție greșită. Foarte important, privirea. Auziți numai, sunt multe texte, dar ceva vreau să vă citesc. Auziți ce spune în Psalmul 119, vis-a-vis de această privire. Zice așa, în Psalmul 119, versetul 37, abatem ochii de la vederea tuturor lucrurilor deșarte. De la vederea tuturor lucrurilor deșarte. Dar suntem în lumea aceasta, în America. Chicago, o metropolă extraordinară. Cum ieși afară? Atâtea lucruri. Dar un om al lui Dumnezeu, încă o dată, aici, în mijlocul metropolei, vezi, dar nu vezi nimic. Vezi numai ceea ce trebuie. Numai ce trebuie. Aud, dar nu aud decât ceea ce vrea Dumnezeu. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe tine. Fiind educat copilul fiecare zi, implementat cuvântul, el va ști. Cum o ieșit, sigur, intră în tangență cu lumea înconjurătoare prin privire, ochii. Protecție pentru ochi, păziți, noi trebuie să-i păzim cât putem. Sunt de acord cu tot ce a spus fratele Luigi, așa este.
Cât putem, trebuie să știm ce face copilul. Părinții, durerea mare este că mulți dintre ei nu-și cunosc copiii. Nu-și cunosc copiii. Uneori avem impresii mai înalte despre copiii noștri decât se cuvine. Și când ne trezim, de multe ori, e târziu. Auziți ce spune în cartea lui Isaia, în capitolul 33, versetul 14, a doua parte, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Așa este Dumnezeu. Cine dintre noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Și acum răspunsul se primește. Cel ce își astupă urechea ca să n-audă cuvinte setoase de sânge și cel ce își leagă ochii ca să nu vadă răul. Își leagă ochii. Sigur, vei fi desconsiderat, e înapoiat. Păi într-o lume în care trăim, lumea merge înainte. Tehnica extraordinară, de la o zi la alta. Domnul sigur le-a anticipat pe toate. Când El a scris și ne-a lăsat cuvântul, toate le-a avut în vedere. El a avut în vedere și vremile care le trăim și altele, dacă mai va îngădui Domnul. Dar în toate au avut oameni care s-au păstrat totuși curați. Părinți care au vegheat asupra copiilor lor și și-au făcut datoria. Închide ușa după tine și copiii tăi. În primul rând, încă o dată, pentru protecție. Apoi un al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc. Închide ușa după tine și copilul tău pentru interdicție. Pentru interdicție. Cum? Sunt și interdicții? Da. Dar de mic el trebuie să știe. El trebuie să știe ce-i voie, ce nu-i voie. Din partea părintelui. Părintele, sigur, aici e foarte important, în unitate cei doi părinți. Nu unul să spună una și celălalt alta. Amândoi, o unicitate. Zice Pavel lui Timotei, din pruncie cunosc Sfintele Scripturii. Mi-aduc aminte de credința neprefăcută, sălășluită în bunica Lois. Te-o preluat apoi mama Eunice când nu mai putut bunica. Și când nu mai putut nici mama, te-am preluat eu. Știi de el, ești încredințat de la cine ai primit învățătura sănătoasă, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai primit. Ține-l cu tăria și credința care este în Iisus Hristos. Ce frumos! Foarte important, interdicție. Copilul știe unde trebuie să meargă și unde nu-i voie să meargă. Pe ce să pună mâna și pe ce să nu pună mâna. Sigur, sunt foarte multe texte ca suport la tot ceea ce spun. Deci e foarte important. Închide ușa după tine și copiii tăi pentru interdicție. Și apoi, în ultimă instanță, închide ușa după tine și copiii tăi pentru o educație aleasă. O educație aleasă. Învață pe copil calea Domnului cât este tânăr, cât este mic. Învață, las mâine și dacă cât este de mic. Învață rugăciunea, du-l la părtășie. Nu spune, las că e mic, el nu știe. Las că va crește el, da, de unde? Să nu ne așteptăm când e mare, că se va speria, nu va suporta. Copilul trebuie să fie familiarizat cu rugăciunea, să știe ce e rugăciunea. De eu mereu îmi zic, ce frumos când copilul vede pe mama și pe tata, că au și ei momentele lor și în intimitate cu Domnul. Iasă din cămăruță să duc să se spele pe față, după ce ori plâns în prezența Domnului. Copilul vede, îl copiază. Copilul copiază vorbele, copiază atitudinea, mimica, toate sunt copiate de copil. Zice, părinții noștri care au păcătuit în plângerea lui Ieremia, nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Auziți, se transmit. Foarte important. Atâta seriozitate din partea, că de la părinte pornește totul foarte... Noi condamnăm copiii în vremea noastră și de multe ori căutăm la pe ei să-i rezolvăm. Dar totul există, sigur, dacă mergem pe fir, la părinți. Ei au responsabilitatea, părinții. Și când părinții își fac datoria, îi frumos, închide ușa după tine și copiii tăi pentru o educație aleasă. Îmi place mult, sunt exemple mari în Biblie. Zice că Pavel a ajuns în final la Cezareea, a intrat în casa lui Filip, evanghelistul. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Extraordinar. Fete fecioare care proroceau. Păi, fete ca să prorocească, au primit darul prorociei. Nu-l primești pentru tine darul. Darul e pentru altul. Niciodată un pom nu-și mănâncă fructele care le are. Cei din jur le folosesc de ele. La fel este, darurile sunt pentru cei din jur. Asta înseamnă sacrificiu, să de multe ori să stai la dispoziția altora, să te rogi în părtășie, în intimitate cu Domnul pentru alții. Nu e ușor. Dar asta înseamnă că ești familiarizat cu rugăciunea. Nu dă Domnul un dar, să știți, la cineva de bună oară, darul de a vesti Evanghelia, și ăsta e un dar, o chemare înaltă.
Cineva care nu are nicio dorință să citească în Biblie, să studieze cuvântul. Păi cuvântul zilnic e hrana noastră spirituală. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturii. Dar încă ceva, mi-aduc aminte din pruncie de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Ce frumos! Educație aleasă în familie. Educație și prin exemplu personal al părinților. Dar apoi și cu vorba, tot timpul, e o artă mare, sigur, un dar de la Dumnezeu, un mare har, să te poți ocupa de copii și să înțelegi că asta e de fapt valoarea, de capitalul pe care ne-l-a dăruit Dumnezeu. Nu luăm nimic cu noi de aici, să știți. De multe ori noi investim în copiii din punct de vedere material, să aibă casă, să aibă mașină, cât putem să le dăruim. Sigur și astea, dacă le putem face pe lângă, nu-i rău. Dar cineva spunea, zice, să... o mare greșeală, să lași copilului o mare sumă de bani încât să nu mai aibă pentru ce lupta în viață. Copilul trebuie să știe că trebuie să muncește, tata muncește. Că tata depinde de Dumnezeu, că tata se roagă, că în fiecare zi el citește Biblia, că el are părtășie cu Domnul. Copilul trebuie să știe că tata nu lipsește de la casa Domnului niciodată. El întotdeauna este prezent la părtășie, că părtășiile în casa Domnului sunt mai importante decât orice. Dumnezeu să binecuvinteze toți părinții, să binecuvinteze Domnul toți copiii de aici, pe cei mici și pe cei mari. Și apoi în dreptul părinților mai spun încă ceva. Puritatea, spunea cineva foarte frumos, puritatea părinților. Apoi un al doilea lucru, să fie preocuparea părinților și un al treilea lucru, să fie consacrarea lor, consacrarea pentru casă, pentru familie. Mă uit la ceas și vreau să închei aici, doresc din toată inima Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur că familia Marțiș, fratele Aurelii de la noi, de la Betel. N-am știut că astăzi e binecuvântare, dar mă bucur și din toată inima doresc Domnul să binecuvânteze această familie și cealaltă care a adus odrasa la binecuvântare, dar nu numai, toți copiii din biserică. Domnul mi-a dăruit 5 fete și o să am 36 de nepoți la sfârșitul lunii. Ce să spun că mă bucur foarte mult, nu am. Valoarea cea mai mare ei sunt. Și cu nepoții ne bucurăm în fiecare zi. Dacă Domnul va ajuta la sfârșitul lunii, fata cea mai mare cu care stăm împreună naște al 12-lea copil și nepoții, când mă văd, se bucură în fiecare zi. În fiecare zi, bunule, zice, vrem să mergem cu tine, să-i scot la plimbare sau să mă duc într-o... Eu mă duc după ei la școală, îi colectez din mai multe puncte unde sunt la școală, îi duc uneori și dimineața și la grădiniță. Și ce să spun? Se spune, printre altele, cineva spunea, zice, să nu ieși niciodată la pensie, numai să-ți schimbi ocupația. Ce frumos un bunic, e o chemare frumoasă. Ce frumos când e o relație bună, când îți faci partea, te uiți în urmă și nu regreți. Ce frumos când vezi că copilul te ascultă, că te ascultă și nu iasă din cuvântul tău. Aduc pentru Biserica Betania salutul bisericii noastre Betel. Frații, ori știu, îl văd și pe fratele Moise acolo, Moise Zerențan, tot de la noi din biserică. Domnul, pe amândoi Moise, Domnul să-i binecuvinteze. Și salutul nostru este 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7. Și versetul 7 spune așa, voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. De-abia acolo, încă n-am ajuns la răsplătire. Eu mai zic uneori, ne mai dă câte un bonus, Domnul, aici, ceva așa. Dar adevărata răsplătire este acolo, acolo vom vedea. Doamne, ajută-ne să ajungem și acolo. Până atunci te rugăm, rămâi cu noi, rămâi în familiile noastre și în viața noastră. Amin.